Luca 14 cu 27. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, aceeași mențiune. Nu poate fi ucenicul meu. Ce înțelegeți dumneavoastră prin cruce? Uitați-vă dumneavoastră. Dumneavoastră aveți o Biblie cu cruce pe ea. Oamenii ăștia de acum 2000 de ani la care le spune Hristos n-aveau o cruce pe Biblie pentru că nu exista Biblie și Hristos nu murise pe cruce. Deci ăștia nu înțelegeau ce înțelegeți dumneavoastră prin cruce. Noi avem cruce pe Biblie, avem cruce pe biserică, avem cruce în altare, avem cruce la răscruș de drum. Ăia n-aveau lucrurile astea, nu existau. Dar ce înțelegeau ăștia prin cruce? Că Domnul Iisus folosește o imagine care exista în Imperiul Roman ca să învețe ceva. Ce a vrut să învețe? Păi oricine în Imperiul Roman vedea o cruce, înțelegea clar că acela este modul de execuție a unui bandit, a unui tâlhar, a unui răufăcător. Și se uită la ucenici și le spune, dacă în fiecare zi nu moare un bandit, nu puteți fi ucenicii mei. Întrebare, care e banditul care trebuie să moară? Eu. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, cu ce vă începeți fiecare zi dimineața? Știu, cu o cafea. Dumneavoastră știți cu ce începe un ucenic adevărat ziua? Cu o crucificare. Ascultați-mă, dacă în fiecare dimineață nu puneți banditul pe cruce, nu puteți fi ucenicii Domnului Hristos. Deci creștinismul începe, ăsta e pilonul de bază, ăsta e centrul creștinismului. Crucea, moartea, răstignirea și banditul trebuie să moară. Fratele a zis că dumneavoastră ziceți de obicei la predică, vorbește, Doamne, căci... Dar dumneata ești rob? Știți ce înseamnă rob? Înseamnă că nu mai e nicio voie, nu mai e nicio pretenție, nicio moft, e sclavul cuiva. Și îți dă o calitate, sclavia și robia, smerenie. Smerenia îl atrage pe regele Dumnezeu în viața ta și tu devii palatul lui Dumnezeu. Și în palatul lui Dumnezeu există autoritate. Dar ceea ce cheamă prezența regelui în tine este smerenia, trebuie să fii sclav. Dar ca să fii sclav, trebuie să pui bandit după cruce. Că banditul ăsta nu vrea să fie sclav. Hai să vă fac un anunț, să vedeți un anunț în biserică. Ce duminică dimineața avem adunare generală. Dacă supraviețuim, după masă slujba e la 5. Ați înțeles ceva? Dar adică cum dacă supraviețuim? Dar ce sunt bombe, mitraliere, tunuri, puști? Nu. Sunt bandiți care n-au murit. Și ăștia creează lupte, conflicte, război, pentru că sclavii nu fac așa ceva. Uitați-vă dumneavoastră, când Domnul Iisus instalează cina cea de taină, îi trimite să ia o casă care era liberă, stăpânul le dă casă. Acum la evrei, la casă, la ușă era o găleată cu apă, un ștergar, o mătură și un sclav. Dar casa asta era goală, avea doar mătura, ștergarul și găleata. Ce lipsea? Sclavul. Cine credeți că a vrut să facă pe sclavul? Hristos. Dar ăștia ce făceau pe drum? Ei se certau să fie sclavi. Mă, cearta, conflictul apare când vrei să fii mare. N-apare când vrei să fii sclav. Domnul Iisus a vrut să fie sclav, n-a produs niciun conflict. Vreau să vă întreb, de când știți dumneavoastră istoria acestei biserici, a existat vreo persoană sau două, trei persoane, adunare generală, și trei să bat și să ceartă că vor să facă curat la WC-uri?